Bună, eu sunt Pet. Reciclează-mă pentru ca pământul să aibă parte de o viață mai lungă. Dacă apa este poluată, ea va influența negativ întregul ecosistem. Zi de zi, mii de animale se neacă cu plastic. Îndepărtați elasticele cu o foarfecă și aruncați-mă și pe mine și pe elastice la gunoi. Creați un design inclusiv. Mi-aș dori să găzduiesc oameni sănătoși care respiră aer curat. Numai tu poți schimba asta. Willkommen zum Projekt Earthspeaker Loudspeaker. Deutschland hat in der zweiten Jahreshälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft und hat das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit den Botschaften damit beauftragt, einige große kulturelle Projekte durchzuführen. Dazu gehört dieses Projekt. Und dieses Projekt ist besonders, weil es zeigen will, dass wir den jungen Leuten, den Kindern eine Stimme geben wollen, unsere Zukunft zu gestalten, uns auch zu sagen, was sie sich für die Zukunft, die sie gestalten und leben müssen, wünschen. So geben wir ihnen die Stimme und hoffen, dass viele Nachrichten daraus entstehen, die ein bisschen dafür sorgen, gemeinsam mit den Entscheidungsträgern diese Welt positiv zu verändern. De când am intrat în grupul Earthspeaker, am realizat cât de mult dăunează plasticul și poluarea lumii și sunt mult mai atentă. Natura începe să se strame ușor-ușor și să fie foarte poluată. Workshop-urile m-au ajutat foarte mult, mi-am dat seama de pericolele în care se află animalele și pe viitor o să mă gândesc și o să încerc să fac o schimbare ca să le ajut. Aș vrea să nu mă mai plimb printre gunoaiele lăsate de oameni în parcuri. Nu le mai distrugeți casele și tăiați copaci numai dacă este nevoie, lăsați-ne să avem o viață fericită în cuiburile noastre. Iată, parcul nu este accesibil pentru toți, soluția ar fi asfaltată. Obiectele străine pot fi un obstacol pentru oamenii cu dizabilități. Înainte nu luam în considerare așa de mult cum se simt persoanele care au anumită dizabilitate și deja am început mult mai mult să mă gândesc la ce e în jurul meu și cum alți oameni nu au șansele pe care le am eu și cum am putea să le facem lor viața mai ușoară. Cred că am devenit mai aware de ce se întâmplă în jurul meu. Eu sunt un râu dintr-un parc și uitați-vă la mine cât de murdar sunt, numai pentru că voi nu puteți să aruncați gunoiul în coșul de gunoi. S-au produs foarte multe schimbări, în primul rând în viața mea de zi cu zi și în modul în care mă uit la natură și la mediul citadin. Încerc să trăiesc mai sustenabil, să folosesc obiecte reciclabile și să am mai mare grijă de ecosistem. Natura este viață și chiar ar trebui să o protejăm. Dar niște cuvinte nu ajută pe nimeni, așa că hai să acționăm cu toții. Ne dorim foarte mult să creștem această comunitate de copii care creează mesaje Earthspeaker. Avem în jur aliați și cred că împreună putem să facem lucruri foarte bune pentru natura din jurul nostru.